Au apărut imagini incredibile cu criminalul periculos care a evadat ieri în timp ce era în București pentru un consult medical. Bărbatul care își săvârșea pedeapsa la spitalul penitenciar Rahova, după ce și-a ucis iubita, fusese adus la o clinică privată fără cătușe și cu doi agenți relaxați lângă el. Așa că a fugit. După 12 ore a fost prins în alt județ. Acestea sunt ultimele imagini cu Mezaros Zombor, individul din Satu Mare condamnat la închisoare după ce și-a ucis amanta. Ieri, la scurt timp după ce a evadat, părea relaxat, de parcă ar fi ieșit la o cafea. Nu avea cătușe în drum spre clinica unde era programat la analize, așa că a profitat de neatenția celor doi agenți care îl escortau și a fugit. Mai bine de 12 ore au fost căutări intense în București, în județele învecinate și s-a dat alertă la frontieră. E cineva în mașină? Trebuie să-mi deschide geamul spate? Regulă. Abia azi dimineață, la ora 4, a fost găsit de polițiști în Bihor. Mezaros Zombor este un individ extrem de periculos, condamnat pentru omor în 2017. Ucigașul din Satu Mare săvârșea la spitalul penitenciar Rahova 18 ani de închisoare și a ucis amanta cu sânge rece, din gelozie, apoi i-a aruncat trupul în portbagajul unei mașini. O cunoscuse în Germania când lucrase pentru ea ca șofer și acolo începuseră o relație. Victima venise în România și după o noapte petrecută împreună la o pensiune, românul a ucis-o. A fost un băiat foarte cuminte. De când a plecat în Germania, un pic s-a schimbat. Apoi din ce cauză, ce problemă, mai el poate ști. Trupul femeii a fost găsit de autorități după 3 zile. Cum a fost prins criminalul periculos și ce a făcut în cele 12 ore de libertate, știe colega mea, Larisa Rațiu. Bună dimineața, Larisa! Bună dimineața, Cristina, bun găsit tuturor. Criminalul care a evadat ieri din ambulanță în timp ce se afla la o clinică privată din capital a fost găsit în Bihor după mai bine de 12 ore de căutări. Mai exact, acesta plănuia să iasă din țară. Un cetățean i-a văzut fotografia la televizor și a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că individul s-ar afla într-o localitate din Bihor. Atât polițiștii cât și luptătorii SIAS au mers în locul indicat de către martor și l-au găsit pe ucigaș. Acesta urmează să fie dus acum la penitenciarul din Oradea, iar apoi cel mai probabil va fi transferat aici în București. De altfel, la scurt timp după evadare, bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce se afla în compania unui prieten. Acesta era foarte relaxat, ca și cum era un om liber care ieșise la plimbare. Cercetați sunt acum și agenții de la Spitalul Penitenciar Rahova, care nu i-au pus cătușe deținutului în timp ce l-au escortat spre clinica privată de unde bărbatul a evadat. Acestea au fost informațiile despre acest subiect, Cristina. Mulțumesc, Larisa. Păcănelele vor dispărea din aproape toate localitățile țării noastre, spune șeful Camerei Deputaților. Legea care stipulează acest lucru a fost votată ieri în Parlament, iar în scurt timp vom vedea și efectele sale. În continuare însă, sălile de pariuri sportive vor rămâne în picioare. Ne aflăm în Mihăilești, o localitate mică din Giurgiu cu puțin peste 7500 de locuitori. Pe o distanță de nici 100 de metri găsim 4 săli de jocuri de noroc. Într-una dintre ele își pierde vremea și banii acest bărbat. Omul recunoaște că joacă la păcănele în fiecare zi și se oprește doar atunci când nu-i mai rămâne niciun ban în buzunar. Azi câți bani ați băgat? Înțelegeți după față. Mulți. Mii de lei, zeci de mii de lei, sute de mii de lei? Sute. Legea adoptată spune că sălile de păcănele sunt interzise în localitățile cu cel mult 15.000 de locuitori. Mai exact, acestea vor dispărea din 90% dintre localitățile din țara noastră. Dacă le-ar închide, cum ar fi pentru dumneavoastră? Cel mai bine. Mai frecventăm un pic așa, dar mi-e rușine să vă spun. Vestea îi bucură mai ales pe rudele celor dependenți de jocuri de noroc. Felicia Pârvu spune că păcănelele i-au destrămat familia. L-am trimis la lemne și el la ce a făcut? S-a dat la jocuri. 7 milioane i-a dat la jocuri. Când aveam ce să mănânc. Toți banii unde se duceau? La jocuri. Am luat toți banii în casă când eu mergeam la servici și ducea la jocuri. Viceprimarul este de părere că această lege nu va avea un efect foarte mare pentru că locuitorii vor avea în continuare acces la alte forme de jocuri de noroc. Sunt copii care intră în aceste săli de jocuri? Eu am văzut copii care intră, dar mai puțin la păcănele. Am văzut că și oamenii în vârstă, vârsta a doua, vârsta a treia, chiar, s-au axat pe
pariuri sportive. Odată cu această lege și sălile de pariuri se vor închide, pentru că nu își vor mai putea susține financiar activitatea, susține președintele interimar al Camerei Deputaților. Industria suferă o mare înfrângere astăzi. Este o primă înfrângere din multe pe care le pregătim. Studiile arată că 15% dintre români joacă la păcănele sau pariuri, mulți dintre ei fiind dependenți. Legea va intra în vigoare la 10 zile după publicarea în Monitorul Oficial. S-a schimbat din nou lista celor care nu plătesc taxa pe boală. Guvernul a eliminat impozitul pe concediile medicale și pentru pacienții cu boli grave, după ce au existat critici că unele categorii au fost omise. Claudiu Mihuț are detalii. Bună dimineața, Claudiu! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Lista celor exceptați de la această taxă a fost extinsă. Concret, până acum, guvernul stabilise ca mamele care au copii bolnavi, gravidele, cele care se află în concedii de maternitate, pacienții oncologici și îngrijitorilor, dar și cei care au o urgență chirurgicală să nu plătească acest impozit suplimentar. De ieri pe listă au fost trecute și persoanele care suferă de afecțiuni grave, precum HIV, SIDA sau TBC, dar și persoanele care au arsuri grave sau suferă de boli cardiovasculare. Premierul rămâne însă foarte ferm când vine vorba de celelalte tipuri de concedii medicale, mai ales că a declarat foarte clar și răspicat că pentru tuse și pentru junghi va fi plătit în continuare acest impozit de 10%. Acestea sunt informațiile de aici. La revedere! Mulțumesc, Claudiu! Mărimea este criteriul după care tot mai mulți clienți se ghidează când aleg fructe sau legume de la raft. Spre disperarea fermierilor care rămân cu marfa nevândută, usturoiul cultivat de un fermier a fost refuzat într-un lanț de supermarketuri pe motiv că e prea mic. Usturoiul autentic românesc nu își mai prea găsește loc în marile magazine. Motivul invocat de supermarketuri a fost dimensiunea acestora, care ar fi prea mică pentru a fi pe placul consumatorilor. Cu această problemă s-a confruntat și Ionuț Olteanu, care are 2 hectare cultivate cu usturoi în comuna ilfoveană Dărăști. Din păcate, hipermarketurile îl refuză pentru că au un anumit calibru care se vinde, care se caută. Uitați-l! Este mic și este greu de curățat. Vedeți? Căței, ca așa se numesc, sunt destul de mici. Ține de gospodine. Vor usturoi ceva mai mare pentru că este mai ușor de curățat. Așa arată un usturoi chinezesc cumpărat acum din supermarket față de unul românesc cultivat anul trecut pe aceste câmpuri. Diferența este vizibilă cu ochiul liber și putem observa că usturoiul românesc poate fi și de 5-6 ori mai mic decât cel chinezesc. În piețe, usturoiul românesc zace pe tarabe. Cu toate că este mult mai gustos, fermierii se gândesc să renunțe la cultivarea lui. E vorba ăla mare ca să nu mai muncească atâta. Păi da, la ăla micul să muncește mai mult. Și merele de import au întâietate în preferințele clienților pentru că sunt mai mari și mai frumoase. Acesta este un măr din Polonia și acesta este un măr românesc. Asta ca să vedeți diferența dintre ele. Nu avem noi intrare acolo. E puțin mai fără aspect comercial ca alea din afară, pentru că nu putem să băgăm atâta tratament noi în ele. Păi e mai frumoasă, normal că luăm după ce dăm o grămadă de bani și mă duc la un magazin din ăsta și îmi găsesc tot acolo ce îmi trebuie. Și ca aspect ne alegem noi, nu-mi convine, nu iau, mă duc a doua zi. Aspectul perfect le fură de multe ori ochii clienților. Găsim și țelina din Olanda, care este foarte mare în comparație cu țelina românească. E mai frumoasă că e mai mare. Așa să caut astea mai frumoase. Țelina românească, dar nu se vinde. Preferă să mănânce de-astea străină decât românești. Stăm cu ele pe tarabe, nu se vinde deloc. Orice om ar alege o paia frumoasă în loc de cea pătată. Specialiștii ne îndeamnă să nu ne lăsăm ghidați de aspect. De multe ori, fructele sau legumele care nu sunt perfecte sunt mai sănătoase și conțin mai mulți nutrienți decât cele cu aspectul perfect. Zilnic îi auzim pe adolescenți folosind înjurături sau pur și simplu expresii colorate care le-au intrat în vocabular, deși sunt educați și au note bune. Am vrut și noi să aflăm motivul pentru care vorbesc atât de urât, chiar și atunci când au o conversație relaxată. Vedem explicațiile chiar acum. Ora 11, în vecinătatea unui liceu bun din capitală. Un grup de tineri bine îmbrăcați se apropie de noi. Nu mică ne e mirarea când... Bună. Ce să-i zic eu la asta?
E realitatea din teren, necoafată. Iar dacă vi se pare puțin ciudat că liceenii au un astfel de limbaj, îi rugăm chiar pe ei să ne explice de ce. Așa se vede, se comercializează, mai ales artiștii când des despre asta. Dumitru are 18 ani. Recunoaște că generația lui are un limbaj colorat, dar nu o vede cu ochi buni. Tu înjuri? Da, din când în când, așa. La Caterincă, la... mă mai enervează cineva, mai scapă în jurătură, vă dați seama. Acum totul se rezumă doar la bani, putere și respect pe stradă, că vai, că dacă înjure cineva, că dacă că ești șmecher, dacă faci lucruri de genul. Îmi dau seama că nu ne dăm seama și pentru că toată lumea o să se mai maturizeze, o să ne schimbăm și noi. Pe scurt, o fac de dragul anturajului, în perioada în care el contează cel mai mult. Însă, în ultimii ani, tot mai mulți se plâng de vulgaritatea extremă a copiilor. Cei maturi îi aud înjurând în stații de tramvai, în parcuri sau pe stradă. Rămân uimiți și scriu despre asta pe Facebook. Uneori le și atrag atenția. Sunt violenți copiii astăzi, deci dacă le faci un pic de observație, nu vă spun ce obrazi, nici sunt și atunci decât să prefer o înjurătură, mai bine plece. Le-ați atras vreodată atenția? De multe ori. Sunt cadru didactic. Depinde foarte mult de cum comunici cu ei. Unele studii arată că până la vârsta la care încep școala, copiii acumulează deja în vocabular între 30 și 40 de cuvinte profane. De altfel, înjurăturile există în majoritatea limbilor. Grecii și latinii, printre care și noi, s-ar părea că sunt campioni la acest capitol. Iar tinerii noștri sunt, de fapt, o oglindă. Faptul că înjurăm mult nu este ceva bine, dar înjurăturile își pierd încet, încet efectul. Adică nu e ca înainte unde o înjurătură avea un efect foarte profund. Acum e mai puțin dureroasă pentru că e folosită atât de mult. Devine mai banală. Explicația ei e confirmată și de Florina Rogalski, celebra profesoară de limba română. Ei se insultă ca și cum s-ar mângâia. Adică aceste trivialități sunt pentru ei așa un fel de blândețe, un fel de mângâiere la adresa celuilalt sau celeilalte și chiar așa sunt receptate. Și mai e o explicație. Ca să ne exprimăm frustrarea, pentru că uneori ești frustrat și nu prea știi cum să o scoți din tine, mai ales când ești adolescent. Iar știința spune că, da, înjurăturile chiar ne fac să reacționăm mai bine la durere. În anul 2009, cercetătorii de la Keele University au făcut un test similar, exact așa cum voi face și eu. Au pus două grupuri de oameni să țină mâinile într-un bol cu gheață, unii înjurând în timp ce făceau asta, iar alții nu. Cei care au înjurat au reușit să țină mâna în apă cu 33% mai mult decât cei care nu au înjurat. Atenția pentru cuvintele pe care le folosim ar trebui antrenată încă de la vârstele mici din familie. Încurajările, cuvintele pline de blândețe, abordarea respectuoasă a situațiilor. Concluzia e simplă. Măsura e de aur în toate, inclusiv când vine vorba de limbajul mai pestriț. În România se fură chiar și de la morți. Dovada vine de la Oradea, unde 10 de copaci plantați în memoria unor persoane decedate au rămas fără plăcuțele pe care erau înscrise datele morților. În zonă nu există camere de supraveghere, așa că pentru autorități este aproape imposibil să-i găsească pe autori. Mai mult decât revoltător, pentru că nu pot să-mi imaginez ce motiv ar fi putut să aibă cineva să vandalizeze pomii și să fure plăcuțele îngerașilor noștri. 100 de mestecene au fost plantați în parcul din Oradea în memoria celor trecuți în neființă. Pe fiecare copac a fost atașată și o plăcuță din metal cu numele decedaților. Fiecare plăcuță conține și un QR code care odată scanat îți oferă povestea persoanei decedate. În niciun an însă mai bine de 80% dintre plăcuțe au fost furate. Și Delia Scorțe a plantat un arbor în memoria fetiței ei care a murit la numai 5 ani. Femeia a rămas șocată când a văzut că tăblița din metal a dispărut. Pe mine ca părinte mă doare sufletul pentru că acel copac, acel loc, este unul sacru pentru mine. Localnicii cred că hoții au vandalizat pomii pentru că în zonă nu sunt camere de supraveghere. N-avem ce face. Vă spun că mâine pomii va da în cap pe stradă. Mi-a dat în cap pe stradă. E normal să se fure de la morți plăcuțele astea? Da. Dar nu interesează pe ăștia, domn. Da, pentru familie este revoltător, probabil că cineva a furat plăcuța. Cel mai probabil, hoții au furat tăblițele din aluminiu ca să le ducă la fier vechi. Se pot obține din aluminiu. Da. S-ar putea obține ceva pe așa ceva? De 6 lei kilo. 6 lei kilogram, nu? La aluminiu, da. Numai că cele 80 de tăblițe din aluminiu abia ar cântări 1,5 kg.
Până acum, plăcuțele nu au ajuns la depozitele de profil din oraș. Doar așa, autoritățile ar putea contura un cerc de suspecți. Doar femeile sunt cliente fidele în saloanele de înfrumusețare, ci și bărbații se îngrijesc. Trendurile au evoluat, iar domnii își lasă uneori părul lung și își finisează barba cu produse speciale. Noi l-am invitat astăzi în platoul știrilor pe cunoscutul hairstylist Virgil Boldor, care ne va face și o demonstrație. Bună dimineața, Virgil, bine ai venit la noi! Bună dimineața și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru o invitație! Așadar, ce se poartă în materie de frizuri? În ultimul timp au început să se poarte foarte mult tunsorile în partea de top să fie foarte texturate, foarte multă mișcare, naturalețe, adică nu prea se mai poartă tunsorile acelea pieptănate, părul perfect lins și perfect aranjate, ci se merge foarte mult pe naturalețe, mișcare, volum și așa mai departe, exact ceva de genul cum o să realizez eu în această tunsoare, l-am pe modelul meu Teo pe scaun și o să-i fac o tunsoare în trend, exact cum spuneam, cu textură și naturalețe. Barba cum se poartă? Aici cu bărbile e un subiect destul de interesant, pentru că de aproximativ 7-8 ani de zile au început să se poarte foarte mult bărbile și eu cred că am observat asta la clienții noștri, barba a început să provoace dependență, adică cineva care poartă barbă nu prea mai poate, după ce poartă o perioadă barbă, să stea fără, pentru că provoacă dependență și e în trend. E foarte masculină, pe lângă asta barba are abilitatea de a ascunde, cum e make-up-ul la femei, are abilitatea de a ascunde micile imperfecțiuni, defecte și totodată poate să completeze foarte bine minusurile fizionomiei. Spre exemplu, dacă clientul are fizionomia rotund, are capul foarte rotund ca o minge de fotbal, atunci dacă noi lăsăm o barbă mai lungă și conică în partea din față, îi va alungi fizionomia și îl va avantaja foarte bine. Virgil, domnii care au părul creț, ce ar trebui să facă? Cum ar trebui să se tundă? Păi pentru domnii care au părul creț e treaba mult mai simplă, deoarece, cum am spus, se poartă tunsorile texturate și naturale, iar părul creț în sinea lui are deja naturalețe, mișcare și texturi, trebuie doar să-și lase părul ceva mai lung în partea de sus și practic părul lucrează pentru ei. El se încrețește, are textură, naturalețe și se poartă foarte mult. Acum styling-ul cu părul dat tot spre față, creț, chiar sunt foarte mulți tineri care au părul drept și se duc pe la saloane să-și facă permanent, cum își făceau doamnele de mult timp, să aibă părul creț. Și aici, spuneți. Știu că tu vei folosi și fionul ca să-i faci părul creț modelului tău. Da, exact. Cei care au părul drept și își doresc aspectul acesta cu părul creț spre față, există o stensilă, un difuzor, pe care bărbații au început să-l folosească, care are abilitatea, prin suflarea feonului, să dea o textură de păr creț, să creeze exact stylingul acesta cu mișcare. Acum, aici, cu părul creț, e subiectul destul de ciudat, pentru că întotdeauna a fost cu micul conflict. Domnii care au părul creț îl vor drept și cei care au părul drept îl vor creț. Dar e super cool părul creț. Folosim și produse precum fixativul sau ceara? Da, folosim produse de styling. Înainte se folosea gelul clasic. Știți? Acum nu mai este în trend? Acum nu mai este în trend. De destul de mult timp gelul nu prea se mai folosește, ci folosim fixativ, pudră de volum, salt spray. Salt spray-ul care are un efect exact ca și cum ieși din apa de mare. Și cam astea sunt ceara mată, ceara lucioasă, salt spray-ul fixativul și pudra de volum. Astea sunt cele mai folosite produse de către bărbați și produsele pe care noi le recomandăm. Ce n-ar trebui să lipsească din borseta unui domn atunci când vorbim de produse de styling pentru păr? N-ar trebui să lipsească oriunde merg să aibă o pudră de volum. Deci pudra de volum te salvează, pentru că nu mai stai cu feonul să stai să-l aranjezi. Poate nu, majoritatea nu prea au timp toată ziua să stea în oglindă să-și facă părul cu feonul. Când ai o pudră de volum sau un salt spray, vii, ai dat direct, ai pulverizat puțin, după care doar îl fixezi din mână, l-ai aranjat puțin și poți să obții un styling bun în timp record. Și fixativul, dacă vrei să-ți fixezi styling-ul și să n-ai surprize când ieși afară să îți ia vântul frizura, și fixativul e necesar să nu lipsească din
ustensilele lor. Ai terminat ceea ce trebuia să faci? Și dacă nu, descriem ce faci în acest moment modelului tău, te rog. Aproape am terminat, am dat textură în partea de top, am venit cu tehnica point cut și am dat textură. Tocmai tehnica asta are abilitatea de a tăia părul ușor în zigzag, în așa fel încât să nu cadă drept pe drept, să creeze naturalețe, mișcare și multă textură în partea de sus, să ne ajute la stylingul final, să creăm acest styling final. Iar acum i-am dat Barbie o formă ușor pătrată, pentru că el are fizionomia țuguiată, are fața ascuțită, nu vreți să-l vedeți fără barbă, e prietenul meu, de asta am permis să spun asta, pentru că îi stă super, super bine cu barbă, dar fără are fața foarte, foarte țuguiată. Și din cauza asta i-am lăsat barba mai lungă aici în partea din față și mai trebuie decât, i-am dat forma, mai trebuie decât să-i fac un contur bine definit cu briciu. Acum o să mă apuc de asta. Ce produse ar trebui să folosim pentru ca barba să arate perfect? Când vorbim despre barbă, o să vă explic foarte simplu, să nu vă încarc cu prea mulți termeni din domeniul nostru, să spun așa, o să vă explic în trei pași simpli. Primul pas pentru a îngriji corect barba, primul pas este spălare și curățare. Recomand domnilor să folosească un șampon special pentru barbă, pentru că acel șampon are abilitatea să curețe foarte bine barba, să curețe sebumul și uleiurile din barbă și totodată rezidurile de cojițe și mătreață care rămân în barbă. Deci ăsta este primul pas. După al doilea pas este pasul hidratării. Hidratarea, unde folosim un balsam de barbă, exact ce o să-i aplicăm și noi astăzi la final, folosim un balsam și îl aplicăm exact cum vă arăt acum, în profunzime, să ajungă până pe ten. Pentru că hidratează atât firul de păr cât și tenul în profunzime. Odată ce barba clientului este destul de mare, atunci pielea logică e mai puțin hidratată și noi trebuie să hidratăm barba în profunzime. Barba o spălăm odată cu părul. Dacă ne spălăm la 2-3 zile pe păr, spălăm și barba la 2-3 zile sau zilnic? Ideal este de fiecare dată când ne spălăm pe față să spălăm și barba, pentru că în barbă se adună foarte multe bacterii. Dacă o spun și cercetătorii că cele mai multe bacterii, am văzut un studiu destul de recent, se adună în bărbile oamenilor. Pentru că mănânci, îți rămân tot felul de chestii prin barbă, adică de multe ori trebuie după fiecare masă să te speli pe față, adică, dar obligatoriu odată pe zi să folosești șamponul de barbă. Bun, deci există produse speciale pentru barbă, produse speciale pentru păr. Care mai sunt trendurile în ceea ce privește barba? Se poartă mustața? Mustața, cum am eu, nu prea se poartă, că ne întoarcem pe timpurile vechi. Dar aici tot e o discuție despre ceea ce se poartă și trenduri. Ce vreau să spun și să subliniez? Ceea ce e cel mai cool și în trend e ceea ce te avantajează pe tine. În primul rând să ai tu un stil personalizat și în al doilea rând să te simți tu confortabil cu imaginea ta când te uiți în oglindă, să fii satisfăcut, asta e cool și asta e în trend. Să fii tu satisfăcut de imaginea ta. Pe lângă asta apar tendințe. Spre exemplu, de ceva timp se poartă barba aceasta în care să vină fade, pierdut cu zero în laterale și treptat să vină din ce în ce mai lungă către față. Asta e cel mai în trend tip de barbă. Și o întâlnim sub diferite forme. O putem întâlni mai scurt în partea din față sau mai lungă, în funcție de ce îl avantajează pe client. Ce le recomand domnilor de peste 45 de ani? Le recomand, dacă au barbă, să-și lase barba lungă, pentru că e foarte, foarte tare, să nu se mai ferească de faptul că poate le apar fire albe prin barbă, pentru că și asta e cool și se poartă barba aceea în două nuanțe. Și le recomand totodată să facă ce simt ei că e cel mai tare pentru ei, să asculte sfaturile specialiștilor și nu o să fiu ipocrit să le spun să stea toată ziua în oglindă să-și aranjeze părul, că nu știu care e prioritatea lor, dar să facă ce îi face pe ei să se simtă cel mai bine când ies pe stradă. După părerea ta, barba întinerește sau îmbătrânește? În unele cazuri întinerește,
în altele îmbătrânește, dar de cele mai multe ori te maturizează, pentru că barba oferă un aspect foarte masculin, un aspect masculin și de obicei te maturizează. Spre exemplu, dacă îi dau barba lui jos acum, nu o să fac asta acum, că o să se supără pe mine, o să pară cu câțiva ani mai tânăr. Deci barba are tendința de a duce ușor spre maturizare, pentru că e ceva masculin. Se întâmplă des ca bărbații să-și ceară să le vopsești barba? Se întâmplă, însă nu prea sunt eu adeptul vopsitului bărbii, decât dacă sunt mici goluri prin barbă, atunci vin și punem puțină vopsea să acoperim acele goluri, dar nu recomand și nu sunt adeptul acelei bărbi vopsite, de parcă ai dat cu cremă de pantofi pe ea și se vede foarte închisă și tot spre natural. Dacă vopsim, vopsim foarte puțin și tot așa se ducă înspre natural. Înainte de a porni fenul, ce le recomanzi adolescenților în materie de frizuri? Aici e o chestie amuzantă, pentru că vin tinerii la tuns, generația asta tânără, vin la noi la frizer și vin cu tot felul de denumiri. Vreau să-mi fac și mie un medium skin fade cu un fluffy hair. La început, când am văzut, am stat și a trebuit să caut pe internet, că sunt foarte informați. Nu știi termenii. Da, sunt foarte informați. Generația tânără e foarte informată. Consumă foarte mult social media, foarte mult din mediul online din străinătate și sunt foarte informați. Ce le recomand? Exact ceea ce se poartă acum. Au început să poarte foarte mult taper fade-ul, părul acela creț spre față și lung în partea de sus. Și stilurile acestea tot naturale. Exact cum spuneam, textură, naturalețe, mișcare și așa mai departe. Te rog. O să încep să-i fac styling-ul acum. O să-i usuc părul tot spre față, foarte rapid. Încerc să vă arăt un styling foarte, foarte rapid și ușor de realizat acasă. Folosim o pere și un feon, iar în partea din față tragem tot părul înspre exterior. Îl prindem în pere cu această mișcare și venim și tragem părul înspre exterior. Tragem spre față. Deci nu prea se mai poartă stylingul acela în care clientul își ridica părul ca înainte, direct paravan așa. Se poartă foarte mult stylingul acesta în care să-și tragi părul ușor spre față, tot să ducă spre stilul natural. Iar a început să se folosească foarte mult, am împrumutat de la doamne ustensilul ăsta, difuzorul cu care doamnele înainte își făceau părul creț, acum și bărbații folosesc difuzorul, cei care nu au părul creț, îl folosesc special pentru a crea acea textură de păr creț, adică foarte mulți îl folosesc. Placa de păr o folosesc, domnii? Nu prea se mai folosește placa de păr. Înainte, când era stilul ăla emo, toată lumea își făcea părul cu placa. Acum nu prea se mai folosește placa de păr. Aceea este pudră de volum. Da. Aplic puțină pudră de volum peste tot, exact cum punem sare în mâncare, să fie câte puțin peste tot. După care venim și o aplicăm foarte bine până la rădăcină, ca să ne permită după să venim cu difuzorul și să creăm textura aceea specială de care vă spuneam, de păr ușor creț. La cât timp ar fi indicat să se tundă, domnii? Majoritatea se tund între 2 și 3 săptămâni. Clienții noștri între 2 și 3 săptămâni se tund. Asta e timpul ideal. Într-adevăr, avem clienți care se tund și săptămânal și la 5 zile. Asta e un pic cam mult. Dar timpul ideal e 2-3 săptămâni. În funcție de cum se simt ei bine. Când nu-ți mai place, când te uiți în oglindă și te pare că areți neîngrijit, atunci înseamnă că e timpul să ne vizitezi. Și dacă nu ai timp, cum facem ca să nu se vadă urât? Dacă nu ai timp să te tunzi foarte frecvent și te tunzi odată la o lună sau o lună jumătate, atunci trebuie să adopți o tunsoare cu părul mai lung în laterale, pentru că dacă te tunzi cu zero în părți, deja în 2-3 săptămâni începe să se vadă urât. Adopți o tunsoare cu părul mai lung în partea de lateral, și atunci poți să nu se vede atât de tare în 2-3 săptămâni, poți să te tunzi la o lună. Dar după nu mai ne merge nouă treaba, bine, mă glumesc. Se poartă părul lung la bărbați până la umeri, mă refer. Nu prea se mai poartă, în schimb au început să apară, spre exemplu am fost în ultimul timp prin Spania, prin Anglia și am văzut pe stradă foarte mulți bărbați care au început să poarte tunsoarea mullet. E acea tunsoare cu chică la spate, scurtă în laterale aici în baza perciunilor și vine cu părul lung către partea din spate. Deci tunsoarea mullet a început să fie în tendințe destul de mult.
și părul în laterale, aceste două tipuri sunt. Pierdutul acesta din zero sau următorul tip, taper fade, în care vine pierdut doar la perciuni și la ceafă cu zero și zona de contur vine mai plină și părul mai lung în partea de lateral. Iar domnii care nu au părul atât de des și ar trebui să facă, poate cei care au chelie, de exemplu, cum să acopere această imperfecțiune? Da, există tehnici prin care poți să-ți astupi golurile, pentru că majoritatea golurilor, uitați, apar în zona aceasta, în zona tâmplelor, și dacă noi păstrăm lungime, vedeți, se vede golul ăsta aici, să nu te superi pe mine. Dacă noi păstrăm lungime, tragem părul în jos și uitați, se astupă perfect. Deci există tehnici prin tonsori. Dacă chelia nu este foarte avansată, există tehnici prin care poți să ascunzi acele goluri. Dacă chelia e foarte avansată, nu prea există substanțe minune decât implantul de păr, care ne poate salva de acest complex, să spun. Bun, așadar modelul este gata. Cui recomandăm această frizură? Tonsoarea aceasta o recomandăm oricui. Oricui, pentru că astea sunt tendințele. Tonsoarea aceasta poate arăta bine și la un domn de 40-50 de ani și la un, la un copil de 10-15 ani, să spun așa. Deci tonsoarea asta avantajează pe oricine. E un styling foarte simplu. Ați observat, doar am băgat puțin difuzorul în partea de sus și el practic lucrează pentru mine. Nici nu a trebuit să am foarte multă tehnică. L-am pus în cap, l-am răsucit și el și-a făcut treaba foarte, foarte ușor. Acum o să aplic puțin balsam pe barbă pentru a hidrata barba în profunzime și după balsamul acesta intră destul de repede în ten și în firul de păr, după sigilez cu un ulei special de barbă pentru a rămâne pe parcursul întregii zile, să rămână barba hidratată și totodată să rămână și tenul foarte hidratat și să aibă barba acel aspect de sănătos și lucios. Bun. Virgil, eu îți mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc și modelului tău și vă mai aștept aici în platoul știrilor. Mulțumesc mult și toate cele bune. Să ne revedem cu bine. Noi continuăm jurnalul. Autoritățile din Brașov caută un lup turbat pe care vor să îl împuște. Este vorba despre exemplarul filmat în timp ce alerga după un biciclist pe drumul spre Poiana, Brașov. Animalul ar putea ajunge în Bătaia Puștii pe motiv că ar avea rabie. Activiștii de mediu sar în apărarea lupului, protejat prin lege, și cer salvarea lui. Aceste imagini au făcut în conjurul internetului și au ajuns inevitabil și în atenția autorităților din Brașov. Primarul i-a convocat în ședință pe șefii de la Direcția Sanitar-Veterinară, Garda Forestieră și Regia Pădurilor. După ce au analizat filmările, specialiștii au concluzionat că lupul ar avea rabie. De aceea, autoritățile au cerut derogare de la Ministerul Mediului pentru împușcarea exemplarului. Au început căutările lupului? Evident, am avut și aseară o echipă care a supravegheat zona. Nu s-a mai întors ieri seară exemplarul respectiv în zona drumului Poienii, dar continuăm supravegherea zonei, astfel încât să găsim cea mai bună metodă de captură și de relocare. De cealaltă parte, Asociația Milioane de Prieteni sare în ajutorul animalului sălbatic și a anunțat intenția de a duce exemplarul la rezervația de urși din Zărnești, acolo unde trăiesc alți 5 lupi. Doar supoziția că ar avea rabie, atâta timp cât nu i s-au făcut analize, nici asta nu stă în picioare, mai ales că doctorii veterinari spun că nu are comportamentul unui lup care să fie turbat. Dacă autoritățile vor fi de acord cu această soluție, urmează ca animalul să fie capturat. Să ne-l predea nouă, să-l ținem în carantină 10 zile, 15 zile, cât cere legea, sub control veterinar. Și după aceea, dacă într-adevăr reprezintă un pericol și se apropie prea mult de oameni, poate rămâne în rezervație. Doar în momentul în care un lup ar fi extrem de înfometat, ar putea să atace un om, însă specialiștii spun că aceste cazuri sunt extrem de rare. Revoltați de propunerea de împușcare a lupului sunt atât brașovenii cât și turiștii. Până nu-i fac analize, n-au de unde să știi care e rabie sau orice altceva. A trebuit capturat și să facă niște analize și în urma acestora să ia decizia, nu așa din presupunere. Dar trebuie să-l ducă la un veterinar.
înainte să-l împușe, deși nu sunt de acord cu eutanasiere. Ar fi un pericol pentru oameni? Sincer, nu cred. Dacă nu am stat să agităm animalele, nu ar fi un pericol. În vreme ce specialiștii susțin că exemplarul ar fi o femelă gestantă, tot mai multe voci spun că animalul este de fapt un câine din rasa ciobănesc cehoslovac. De altfel, pe internet circulă o fotografie cu biciclistul și presupusul câine, dar nu se știe dacă este reală. Administratorii de bloc ar putea rămâne fără funcții și asta pentru că ar putea fi înlocuiți de către Iren. Cine este Iren? Aflăm de la colega noastră, Elvira Costache. Bună dimineața, Elvira, te ascultăm. Bună dimineața, Cristina, bun găsit tuturor! Astăzi vom face cunoștință cu un administrator de bloc puțin mai neobișnuit, dar mai multe despre ne va spune Eduard Baicu, arhitect. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Aș vrea, vă rog, să-mi faceți cunoștință cu administratorul. Bună dimineața! Nu ne referim la mine, nu sunt eu administratorul de bloc cel diferit, este Irene, pe care o lăsăm să ne prezinte un pic. Numele meu este Irene, sunt asistentul tău virtual și voi avea grijă ca viața să fie frumoasă și fără birocrație în cadrul ansamblului. Îmi pot spune administrator de bloc. Ce fel de administrator este? Irene se dorește ar fi o parte integrată din sistemul de management al administrației interioare al complexului. Este un avatar construit pe o formulă și pe un sistem de inteligență artificială, de machine learning, și rolul ei este de a fi partenerul administratorului de bloc în comunicarea informațiilor către locatarii complexului nostru. Cum ne poate ajuta, spre exemplu, cu facturile, cu întreținere? Păi, foarte simplu. Ea ne va comunica printr-un mesaj simplu suma pe care fiecare dintre noi o avem de achitat lunar, scadența acesteia. Ea ne va și cunoaște ca atare, adică ne va saluta personalizat, să spun, pentru fiecare locatar al nostru, în timp real. Primește salariu? Nu, consumă doar curent. Consumă doar curent. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Așadar, Irene este partenerul nostru pentru viitor și ne va ajuta să ne simplificăm problemele administrative. Atât de aici, la revedere! Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Cristina Dorobanțu. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Casa Iubirii, iar la ora 12 ne revedem la știrile prânzului. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!